așa ne facem o idee asupra productivității, ca să facem o comparație între astea mici și cele medii și mari. Așadar, pe un ciorchine avem 270 era, dar acum că au căzut, s-a mai scuturat din ele. Avem 210, dar v-am spus, erau 270 pentru că au rămas înregistrat. Punem 200 în mare pentru că sunt și ciorchini mai mici decât asta. Ăsta este un ciorchine mare. Am văzut și mai micuți. Așadar, în medie punem 200 de grame. Media. Sau 250, ca să fim mai corecți. Pentru că au înregistrat 270 inițial, s-a scuturat vreo 4-5 roșii, 270, acum 210, punem jumătatea, haideți să punem 250 așa în mare, ca și medie. La 250 de grame, cât are un etaj, păi 250 ar însemna o singură roșie medie spre mare. Nu, e prea puțin, adică spre exemplu la Beefmaster, nu? Eu fac o comparație cu ce am cultivat. Beefmaster-ul, spre exemplu, am ajuns și la aproape un kilogram, una de la primul etaj. Deci, practic, patru etaje din astea, să o luăm așa logic, patru etaje din astea ar însemna cât o roșie Beefmaster de la primul etaj. Câte etaje am eu aici? Haideți să vedem, să... Avem așa un etaj, al doilea l-am tăiat, al treilea etaj și restul sunt în curs, deci trei etaje. O luăm și pe partea asta. Un etaj jos, al doilea etaj, al treilea etaj, al patrulea, aici trebuie să vin să-l leg, al patrulea etaj aici și al cincilea etaj. Și bineînțeles, acum depinde și dacă le copilim sau nu le copilim, eu am ales totuși să le copilesc. Iar aici avem un etaj, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea și să ducem mai sus. Da, din punctul meu de vedere, nu, categoric nu se merită a se cultiva, cel puțin într-o grădină micuță, cum e a noastră, spațiu foarte restrâns, nu se merită să cultivăm roșii cerii, indiferent de soi, că e mai târziu sau mai timpuriu, că e prună sau rotundă tip cherry drops. După părerea mea, nu. Eu nu mai cultiv în următorii ani, decât v-am spus în ce condiții îmi recoltez semințe să am un stoc. Și dacă văd că nu mai merge și nu mai merge cu roșiile medii și mari, abia atunci mai pun roșii cherry ca să am totuși să pun ceva pe masă și să am și să-mi fac câteva borcane. Nu putem vorbi de mare productivitate de suc de roșii din astfel de cherry, astfel de roșii sau zarzavat sau budion, pentru că, dragilor, aici avem mai multe semințe și coajă decât pulpă și zeamă și suc. Tocmai de aceea, pe mine mă interesează cel mai mult și mai mult să am suficiente roșii cât să-mi fac sucul de roșii, zarzavatul și bulionul pentru iarnă, să am cămara asigurată. Tocmai din acest motiv am ales să nu mai cultiv nici în seră, nici în grădină, dar am grijă totuși ca semințe să-mi recoltez ca să am pentru a un depozit, să mă asigur totuși că ceva mâncăm.
în caz de, zic, mai bine să prevenim, mai bine să fim precauți și să ne pregătim decât să nu avem ce semăna și ce recolta chiar deloc. Ca să avem totuși o evidență și mai clară, o să mai luăm și asta de jos, dar nu s-a copt. Vedeți, aici e inconvenientul, că nu se copt toate, din păcate, și acum ca să adun trebuie să iau roșie cu roșie și să le las pe astea să și scutură multe pe jos. Da, astea trebuie să stau să le iau așa una câte una, să le culeg ca pe cireșe. Restul rămân să se coacă în continuare. Nicio problemă, se mai adaugă la următoarea tură de suc de roșii, pentru că anul acesta am ales să fac mai mult suc de roșii și mai puțin zarzavat, doar pentru simplu fapt că mai am zarzavat de anul trecut, dar în schimb nu mai am suc de roșii și atunci fac ce nu am. Dar repet ideea, totuși, decât deloc, mai bine să avem și semințe cât mai diversificate și până la urmă, în cazuri extreme, să le semănăm undeva, dacă avem spațiu, unde să le, un astfel de spațiu disponibil, toate cele diversificate, să le semănăm peste câțiva ani și ce este mai rezistent, automat recoltat mai departe sămânța cea mai bună. Când ai mai multe, ai de unde să alegi ce e mai bun. Când te limitezi la un singur soi, nu prea ai de unde să mai alegi ce e bun, pentru că nu ai testat, nu știi ce merge și ce nu merge. De exemplu, la noi, în condiții extreme de secetă, vedeți, astea au mers radana totuși, adică am ce recolta, pentru că se putea să nu meargă deloc tipul alea sălbatice, bine, că astea le-am udat, alea când am gustat din ele, alea foarte scumpe, de pe vremea lui Cristofor Columb, și 10 semințe, 20 de lei, parcă. Deci mi s-a părut foarte bine că n-am dat noi bani pe ele, nu am fi dat niciodată bani, atâția bani pe 10 semințe, adică eu nu îmi permit și nu le-am primit, n-aș fi dat niciodată atâția bani pe 10 semințe, 20 de lei, mi se pare exagerat de scump. Dar ci că sunt făcute, sunt oferite spre vânzare pentru cei care sunt pasionați de semințe de roșii și pentru cei care sunt pasionați de experimente. Dar pe vremurile astea, bine, am oprit câteva semințe până la urmă. Eu zic, poate voi avea mai mult timp la dispoziție și pământ suficient, ce știu eu, poate vor veni și premuri mai bune, nu neapărat mai rele. Și zic, ok, hai să le mai dau o șansă, să nu le las totuși și să iau câteva semințe, fiindcă sunt atât de vechi, că sunt strămoșii tuturor roșiilor, că poate peste 10-20 de ani, la bătrânețe, voi avea timp de experimente. Și poate nu mai fi așa secetă, poate, eu știu, s-o schimba vremurile și o să fie mai bine. Mai bine să sperăm la mai bine decât să fim pesimiști și să ne gândim mereu numai la ce e rău. Zic și eu. Și mi-am oprit câteva semințe pentru peste 8 ani de zile, dacă vor mai germina, să fac un experiment cu o sămânță, două, să văd dacă le și ud și le dau și fertilizant, ce minunăție iese. Dar așa, la prima vedere, făcând o comparație între alea și celelalte de la Buzău, care nici alea nu le-am udat, văzând că sunt așa mici și nu le-am mai udat, pentru că v-am spus, dragilor, noi aici, dacă trăim în Buzău, zonă foarte secetoasă, trebuie să alegem ce udăm. Nu putem să udăm tot, pentru că nu e apă, e criză de apă și trebuie să facem niște alegeri, ce udăm, ce nu udăm. Și am ales că alea să nu le mai ud, că erau atât de mici și nu neapărat grozave la gust și zic, nu are sens să risipesc apa acolo, mai bine pun la ardei sau la fasole decât să pun acolo.
Mai am niște roșii în partea cealaltă și o să vă duc și dincolo,